Astăzi vorbim despre hidrogenul verde și despre cum am putea investi în el, pentru că în anul 2025-2030 va fi la mare căutare și vom avea un avantaj destul de mare dacă investim din timp, adică din anul 2023. Așa că haideți să trecem la ce am de spus. 11 companii, printre care gigantul Monson, OMV Petrom, Combinatul Chimic, Chim Complex și o companie controlată de furnizorul de gaze Nova Power au primit acceptul în prima etapă să dezvolte capacități pentru producția de hidrogen verde. În cadrul unui apel finanțat din Planul Național de Redresare, și reziliență PNRR. Reamintim că în iunie ministrul Energiei a lansat o schemă de ajutor de stat finanțată cu aproape 150 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență PNRR pentru a sprijini investițiile în construirea de capacități pentru producția de hidrogen verde în instalații de electroliză. Potrivit prevederilor PNRR, intervenția vizează promovarea instalațiilor în construirea unor noi capacități de cel puțin 100 de MW în instalații de electroliză. Punerea în funcțiune a unei capacități de cel puțin 100 MW în instalații de electroliză cu o capacitate generată estimată de cel puțin 10.000 de tone de hidrogen regenerabil pe an trebuie realizată până în trimestrul 4 2025. Valoarea maximă a ajutorului de stat stabilită, care se va acorda în baza orientărilor privind ajutoarele de stat pentru climă, protecția mediului și energie pentru 2022, este de 50 de milioane de euro pe interprindere pe proiect de investiții. Conform informațiilor Economedia, 32 de companii au depus proiectul în cadrul acestui apel de finanțare din PNRR iar acum ministrul energiei a decis că numai 11 companii sunt acceptate în etapa de verificare administrativă și are eligibilități în conformitate cu cerințele ghidului specific conform informațiilor economedia urmează evaluarea tehnoeconomică realizată tot de ministrul energiei și apoi lista finală cu câștigătorii. Conform informațiilor prezentate anterior de Economedia, schema de ajutor de stat cu banii din PNRR pentru susținerea investițiilor în hidrogen verde a atras un interes ridicat din partea investitorilor, cererile companiilor depășind de trei ori bugetul alocat. Informația a fost trimisă pentru Economedia de Dan Drăgan, secretar de stat în Ministrul Energiei. Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor după prelungire a fost 31 august. Ministrul Energiei a refuzat în ciuda insistențelor repetate din ultima lună ale Economedia să ne pună la dispoziție lista detaliată care include și sumele solicitate de companii și valoarea investițiilor, așa cum fac alte ministere. Astfel, în această fază au fost acceptate următoarele proiecte. Monson Alma SRL, construcție cu capacitate nouă de producție de hidrogen verde în instalație de electroliză Nicolae Bălcescu-Constanța, Monson Alma este unul dintre cei mai puternici dezvoltatori locali de proiecte verzi din România, fiind deținut de omul de afaceri suedez Emanuel, cunoscut drept regele eolienelor. Printre aceste 11 companii se regăsește OMV Petrom mesa și King Complex S.A. Borzești, pe care le regăsim la bursă. Dacă considerați că am ratat vreuna din cele 9, doriți să-mi scrieți la comentarii, sper că nu greșesc, dar eu le-am căutat, dar nu le-am găsit. Doar acestea două sunt la bursă și cu siguranță pentru următorii ani vom vedea o evoluție a acestora. Acestea sunt proiectele respinse da, sunt câteva pe aici. Iar acum aș dori să intrăm puțin la bursă să vedem ce s-a întâmplat cu King Complex în ultimii 2 ani. King Complex în anul 2021, mai exact în martie, era la un preț de vreo 2 lei acțiunea. Gândiți-vă că 2 ani mai târziu este în jur de 21 de lei, 22 de lei. În anul 2022, pe la început, era pe la 26-27 de lei acțiune. După aceea a venit, a urmat războiul, ceea ce a prăbușit prețul acțiunii. Pentru următorii 5 ani, 10 ani, aceștia au niște proiecte foarte interesante și ar trebui să ne gândim foarte bine atunci când investim într-o companie, de ce investim, pe ce perioadă de timp dorim să investim și dacă este utilă pentru viitor. Din punctul meu de vedere, Kim Complex ar fi foarte utilă pentru viitor și nu doar Kim Complex. Da? Companiile care se leagă de viitor, mai exact de viitoarele proiecte cum ar fi hidrogenul verde, energie regenerabilă și așa mai departe, ar trebui să le luăm în evidență și să le urmărim foarte atent. Dar, King Complex pentru următorii 5-10 ani, eu o văd ca pe o companie foarte profitabilă și o companie pe care ar trebui să o avem în portofoliu. Să fim serioși, eu personal nu cred că se va mai întoarce la acest preț de 2 lei. Pe King Complex o văd să meargă tot înainte, tot înainte. Bine, cum s-a întâmplat și aici, a crescut, a mai scăzut, a crescut iar, da? Dar adică nu, mai, nu o să mai vedem la prețurile astea 1 leu, 2 lei și așa mai departe. Ia uitați 4-5 lei. Cine a cumpărat aici a profitat enorm dacă aș ținut acțiunile. Așa că mergem mai departe la OMV Petrom. Suntem pe graficul celor de la OMV Petrom. Nu vedem ceva strălucitor impresionant așa cum am văzut la King Complex, însă mă gândesc la OMV ca la o companie de viitor care ar putea să ne surprindă în ceea ce privește diversificarea lor. O să revenim peste un an, 2, 3 ani, 5 ani să vedem ce s-a întâmplat cu OMV în trecut. Dar pentru că nu am de unde să știu nici eu, nici altcineva ce se poate întâmpla cu orice companie așa 5 ani mai târziu, 6 ani mai târziu. Dacă fac în continuare ce au spus că vor face cu siguranță vom vedea randamente foarte bune, creșterea acțiunii vom vedea numai lucruri pozitive. Așa că pentru astăzi acesta a fost videoclipul. Am vrut să vă vorbesc despre hidrogenul verde și despre cum ați putea investi în companii. Sper că v-a plăcut, sper că a fost de folos. Nu uitați să vă abonați la canal, să-mi lăsați un un comentariu cu părerea voastră și un like și noi ne vom revedea în următorul videoclip. La revedere.